Festivalul a fost organizat de grădinița cu program prelungit numărul 19 din municipiul Botoșani în colaborare cu Inspectoratul Școlar Județean Botoșani, Casa Corpului Didactic și Asociația Parents 19 din Botoșani. Locul întâlnirii a fost sala din incinta Casei Tineretului. Pe scenă au evoluat peste 300 de copilași atât de la grădinița numărul 19 cât și de la alte grădinițe din întreg județul. Micuții, plini de energie, au arătat botoșenenilor prezenți la eveniment cât de talentați sunt la dans tematic, dans modern și interpretare vocală. Extrem de bine pregătiți, micuții nu au plecat acasă cu mâna goală, ci cu numeroase premii. La secțiunea interpretare vocală, Tiana Pânzar de la grădinița numărul 19 a câștigat trofeul. Trofeul pentru cel mai bun dans modern i-a revenit grădiniței 22. La fel de talentați au fost și preșcolarii de la grădinița numărul 2 din Negreni, care au dus acasă trofeul pentru cel mai bun dans tematic. Trofeul merge către Pânzar Tiana de la grădinița numărul 19 Botoșani. Scopul evenimentului a fost promovarea frumosului prin dans și muzică. Directorul grădiniței numărul 19 spune că evenimentul a fost unul inedit prin numărul extrem de mare de copilași care s-au înscris. Inedit prin faptul că la această ediție au participat un număr mai mare de formații și soliști vocali, interpreți. Prințese,